astăzi este ziua cea mare în care Alice trebuie să se întâlnească cu Mara 2012, prietena lui Darusel fake, adică eu care sunt costumat și Darusel nu știe. Știți care este faza? Darusel nu este acasă și trebuie să mă întâlnesc eu cu Alice, dar vă întrebați, mă, oare Alice? Păi, dar stai puțin, Alice după parcă era plecată. Păi, ei bine, stăteam și așa frumos, mă jucam pe calculator, eram aici și mă uitam așa intrat, am zis, bă, frate, hai să mă și așa pe geam să văd ce se mai întâmplă, ce se mai întâmplă pe afară și vedeam, mă uitam în partea aia, ok, vedem că e un porc acolo mic, nu știu dacă îl vedeți, e porcul lui Darusel, cred că, dar în fine, nu mai contează asta, sau de fapt cred că e Darusel, dar, ok, mă uitam așa lejer, frumos, mă uitam și eu pe geam și am zis, bă, frate, nu știu ce, așa, să văd și eu ce e pe afară și dintr-o dată o văd pe Alice pe acolo prin spate, nu știu ce cotroboia, ea ce făcea, dar am impresia că s-a dus undeva pe acolo prin spate și s-a dus la restaurantul ei, la pizzeria ei pe care o are ea acolo în spate, la ea în curte și am zis, bă, frate, haideți să facem un felul următor, dacă Alice s-a întors acasă, chiar, în primul rând trebuie să mă duc la ea, eu normal, necostumat, ca să o iau la întrebări, că nu ne-a mai răspuns la telefon, nu ne-a mai făcut nimic și nu înțeleg unde tot a fost, cred că a fost plecat la rude sau cine știe, poate are un gadget, mă, dar David, care e faza cu David, numai cu David, cam ciudată, suspectă treaba, trebuie să recunosc treaba aceasta, dar da, haideți acum să nu mai stăm mult la vorbărie, că vedeți că nu prea, nu mai știu ce să mai zic, mă încurc prea mult, trebuie să mergem acum la Alice, dar înainte de toate, m-am dus și eu aici jos și am văzut că Darusel nu e acasă, nu știu unde și astăzi Mara o să-și facă întâlnirea, prima întâlnire cu Alice, dă una singură, cum ar veni, practic o să fie doar ele două, Darusel nu o să fie eu, nu o să fiu acasă și da, să vedem să nu-și dea seama Alice, să sperăm că nu-și dă seama, pentru că nu vreau să-i zic din prima, nu vreau să-și dea seama, pentru că vreau să-i fac mai multe chestii și ei și lui Darusel, dar înainte de toate, hai să ne ducem așa frumos, merg eu tip-til, mă duc până la ea acasă, foarte frumos, puta ce mă cu ăsta, în fine, nu știu de unde au apărut ăștia, uitați-vă cum merge ăsta, în fine, ne ducem acum la Alice să vedem ceea ce face ea, dacă e pe acolo, mi-am cred că s-a dus la pizzerie sau s-a dus la ea în casă, nu știu, hai să mă uit, eu mă duc așa lejer și să vedem ce mai face Alice și să o întâlnească pe Mara în curând. Dar înainte de toate vreau să scrieți voi acolo în comentarii cum credeți că se va desfășura ziua aceasta, ce credeți, ce părere credeți că o să aibă Alice despre Mara, ce credeți că o să zică Alice despre Mara, ce o să creadă despre ea, părerea ei, chiar sunt foarte curios. Bun, gata, suntem în fața casei lui Alice, vedem că ne aflăm aici și acum așteptăm, mergem acolo să vedem dacă ea e în casă sau dacă o fi la restaurant. În primul rând nu cred că e la restaurant, acum probabil e în casă, hai să o salutăm și așa, Alice, cerc, Alice, bă, alo, Alice, bă, Alice, ești pe aici, mă, Alice, mă, ce fac, bă, alo, mă, ce fac, bă, ce fac acolo? Da, nu te așteptam, ce vrei? Băi, da, știu că nu mă așteptai, da, ai plecat, ce ai făcut, de ce ai fost așa de absentă, unde ai fost tu toate zilele astea, Alice? Da, nu, că am mers și eu pe la rude, am mers la restaurant, am avut treabă. A, ai avut treabă, mă, te-ai dus pe la rude, mă, Alice, așa, de vreo două săptămâni, nici nu mai știu de cât timp nu te-a mai văzut Alice pe aici prin oraș, pe bune. Păi, na, aia e, se mai întâmplă. A, se mai întâmplă, păi și ce ai mai făcut, ce ai făcut tu pe acolo, pe la rude, Alice, de-aia ai stat toată de mult? Am mâncat, dar nu-i treaba ta. Ce-i făcut, ce-i făcut, Alice? Am mâncat, dar nu e treaba ta. Păi stai puțin, de mâncat puteai să mănânci și la restaurantul tău aici, acum ce faci? Gen, restaurantul ai lăsat așa gol să nu faci, să nu produci nimic, Alice, zilele astea? Ba da, ba da, eu să produc, am lăsat acolo, am produs mulți bani, dar nu știu, dar chiar o să trebuiască să verific. Da, ia stai mă, de ce ai venit, ia pleci aici, că n-am chef de tine. Hai, pleacă de aici, pleacă. Dar de ce să plec, Alice, stai puțin, nu sunt bine venit, mă, Alice, tu ai vreun secret să-mi spui, ai ceva să-mi spui mie sau ceva? N-am nimic ca să zic ție, pa. A, bine, ok, vedem că Alice, vedem, nu știu, cred că are treabă, vrea să se ducă la restaurant, nu știu ce vrea Alice să facă, uitați-vă, bă, bă, ce face, bă, ok, nu știu unde a plecat Alice, sincer, bă, bune, s-a dus cu mașina în partea aia, dar nu mai contează asta, acum mergem acasă, dar stai puțin, că trebuie să știu unde a plecat Alice, că acum trebuie să mă costumez repede în Mara și după aceea să mă duc să văd pe Alice, practic, dar nu știu, hai că vedem unde fi ea, momentan mă duc, mă costumez, după aceea vedem, poate vine ea înapoi acasă sau nu știu, probabil s-a dus acolo, că știți că din episodul acela în care Darusel a fost, practic, i-a spus da mare pentru 24 de ore. Am fost acolo și am văzut la pescăria aceea că era o combinație, nu știu, cred că a făcut Alice ceva acolo cu pescare, cu chestiile astea, să-și vândă ea produsele acolo, pizzeria, toate chestiile ce are ea, dar în fine, hai ne costumăm acum și să mergem să vedem ce face Alice, să vedem cum o să reacționeze. Scrieți-mi voi acolo în comentarii ce credeți că se va întâmpla, cum credeți că va reacționa Alice. Bun, gata, m-am costumat, merge frumos, să ne vedem în baie, să vedem dacă suntem perfect costumați, dacă suntem chiar Mara 2012, ia mă, să vedem 3 de ani și da, mă, da, suntem Mara 2012 și chiar sunt curios când o să vină și Darusel în oraș să vadă practic Darusel și pe Mara și pe Alice. Nu știu dacă o să vină azi, poate vine data viitoare, totuși să-l prindem undeva, dar hai acum să mergem, bă, unde trebuie să mă duc, mă, frate, că nu știu unde Alice s-o fi dus. La restaurant aici s-a dus în partea aia, dacă stau să mă gândesc, cred că s-a dus acolo, dar probabil, hai să încercăm prima oară aici, că probabil a venit aici, la restaurantul ei, da, dacă vedem mașina nu e aici, ne ducem să vedem dacă o fi ceva pe aici, dacă nu iau să vedem. Ok, deci nu e nimeni aici, stați puțin că eu deja am început să vorbesc cu vocea mea normală și s-ar putea să mă aud acum.
Ok, vedem că e mașina acolo, vedem că e mașina. Ea cred că e undeva pe aici. Trebuie să mergem lejer, foarte, foarte încet, ca să nu ne audă Alice. Este foarte important. Ia mă să vedem, dar unde e, frate? Stai puțin, unde o fi? Că dacă mă uit așa, ok, ok, cred că e undeva prin înăuntru. Ia mă duc așa til să nu mă audă. Nu vreau să mă audă. Salut, salut. Nu, nu e nimic ciudat că vorbesc cu o voce de băiat și eu sunt costumat în fată. Nu e nimic ciudat. Nu, am răgușit, am răgușit. Da. Ia să vedem, ia să vedem. Uitați să Alice acolo. Uitați acolo. Bună ziua, bună ziua. Ce se află aici? Alo, ce se află aici? Bună ziua. Ce? Client, client. Unde e? Alo. Bună. Ce? Bună, bună, ce faci? Ce aici? Ești tu aici să vii să comanzi? Stai așa că nu știu dacă visesc, dacă te rog eu să-mi dai o palmă să mă trezesc. Hei, cum adică? Nu pot să dau așa ceva, de ce? Dă-mi o palmă să mă trezesc. Ei, nu pot să fac așa ceva, că eu sunt micuț așa, adică singurele palme de ele, dar sunt la unul copil prostomac care are pale la gură pe aici, prin oraș, care mă enervează super, super mult. Bine, bine. Bine, cum te cheamă? Pe mine mă cheamă Mara. Pe tine cum te cheamă? Alice. Alice, foarte frumos nume și îmi place și cum arăți. Ai un hanorac foarte frumos, o bluziță foarte tare, așa cu mov. Chiar îmi place culoarea mov, după cum poți vedea. Bine, eu sunt cu roz mai mult, dar văd că e și roz, e și mov. Mie chiar îmi plac culorile tale. Da, mulțumesc, și la tine e la fel, așa, cu roz, așa. Da. Păi și tu ce cauți pe aici? Ce te aduce pe aici? Păi ăsta e restaurantul meu. Restaurantul tău? Cât de tare, pe asta, aici nu e, aici, ce restaurant e, adică, ia, ai vedem că acolo scrie pește, nu, am făcut eu, am aici o înțelegere să vând aici pizza, știi, numai că e încă pescăria, că nu mă lasă să-i cumpăr toată pescăria. Păi am mai văzut o pizzerie pe undeva pe acolo, dar am văzut că nu era nimeni. Da, așa e tot a mea. Păi este pizzeria, dacă mă uit pe aici, nu scrie, acolo scrie ceva de pizza girl, de ceva, știu, nu, n-am mai putut să pun și aici, că nu m-a lăsat domnul de acolo. Foarte ur, da, mie chiar îmi place acolo, adică pizza girl, când am văzut, m-am simțit așa foarte specială eu. Păi da, știu, e așa făcut, da, câți ani ai? Câți ani am? Sunt născută în 2012, fă-te-o calculul. Și eu! Ce? Cum adică, ții și tu? Și eu, la fel ca tine. În 2012, pe mine mă cheamă Mara 2012, așa mi se zice pe aici, prin oraș, în toate orașele. Eu sunt nou venit aici în oraș, am venit cu familia mea, cu mama mea și cu tatăl meu. Dar de unde ai venit? Păi am venit dintr-un oraș foarte îndepărtat, nu e pe de aici, nu știu să zic mai exact, nu cred că știi tu, dar am venit și am văzut restaurantul ăsta aici mare, nu știu tu, adică nu e foarte greu să ai competiție cu el, practic, mi se pare că e foarte mult. Eu sau competiție cu el, el are competiție cu mine, dar ia stai așa că să vezi și fac. Ei, ce se face, ok, deci Alice a dus să se ducă după Darusel, da, Darusel, bă, dar chiar mă, oare Darusel e acolo? Ia, o să mergem să merg și eu după ea să vedem. Ia, dați-i banii! Ce fac mai, bă, nu-mi vine să cred, Alice a costumat, s-a făcut, uitați-vă la Alice acolo, uitați-vă la Alice, numai bă bune, adică ea s-a dus acolo, nu știu ce face. Dăm banii! Mă, ce face, mă, să așa, bun, mersi de bani, așa. Să ceartă cu Federico, mă, să mă duc repede înapoi acolo, să mă duc repede la ea acolo și să vedem ce să facem, ok. Mergem, gata, hai că am ajuns aici, perfect. Așa, uitați-vă, Alice, mă, ce tot face acolo? Afro mașină, mă, ce facem asta? Hei, Alice, așa te cheamă? Da. Așa te cheamă, da, ce-ai făcut acolo? De unde, asta e mașina ta? Da, e a mea, am împrumutat, așa, îl cunosc pe cine vinde pitei și am împrumutat niște bani. Cunoști băiatul acela și ce părere ai tu așa despre el? Dar nu, că e nasol. Așa am și eu părerea, că l-am cunoscut și eu, am venit aici la restaurant și m-a întâmpinat el, băiatul ăla, dar ăștia le-a vorba, nu? De el vorbești și tu? Da, e nasol. Da, copilul ăla care are bale la gură vine și și râde el. Exact. Da, păi și tu, de unde îl știi pe el? Adică, vă cunoașteți așa? Sunteți prieteni sau sunteți dușmani, rivali cu astea, cu pizzeriile? Suntem vecini. Sunteți vecini? Mamă, cât de tare, păi... Ia,
ceva, ia hai să te duc la el acasă. Stai puțin, stai puțin, că știu și eu unde e la el acasă, dar iese, arată-mi unde stai tu puțin, că vreau să văd ceva. Alice, uite aici. Aici stai, păi da, mi-a povestit tare cel despre tine și mi-a povestit numai vorbe foarte frumoase despre tine, numai că mai are el niște tâmpenii, te mai scoate el pe gură, așa am zice și mie niște prostii și nu știu dacă face și ție așa, că zice el că Cajica, iubita, nu știu da, ce. Da, da, de ce? Nu, niciodată. În fine, ia, hai urcă să vezi, să-ți prezint și casa lui. A, păi am fost la el în cameră, avea cameră. Stai să spun o poveste, deci Alice, fii atentă, deci este ceva foarte amuzant. Avea camera plină de gunoaie și s-a speriat. M-a chemat la el acasă și el s-a speriat că avea camera plină de gunoaie și a stat să-i facă curat, să-i facă toate chestiile astea. Dar o fi oare pe acasă, întrebarea mea? Mulțumesc! Nu știu dacă e acasă, dar hai să vedem. Ia mai este, a nu e aici. Hai, intră. Așa, și intră aici. Păi și ce facem, Alice, aici? Ce trebuie să facem? Că nu, hai să plecăm. Hai, nu mai deschide asta, că... Nu, să că avem voie, că mă știu și cu cine deține casa asta și cu el, copilașul ăla, așa, da? Da, Alice, dar fii atentă, vine jos, că... Hei, ce cauți acolo? Alice, n-ai voie, nu avem voie. Ba da, stai, că-i camera unui prieten. Stai, care-i cel mai popular? Așa, da, așa. Ștergere, confirmare... Așa, da, hai să plecăm de aici. Ce ai făcut acolo, Alice? Ce-ai șters tu acolo? Ce-ai șters? Nu, n-am șters nimic, ți s-a părut. Păi da, ai spus ceva cu ștergere, confirmare, cel mai popular video. Adică, cum adică cel mai popular video? Ce se întâmplă? Ce face băiatul ăla? Nu face nimic. E un necunoscut ceva. Dar e prietenul meu, în fine. Bine, eu să știi că nu sar pe aici. Mă duc prin casă ca să știe bine. Tu poți să sar pe unde vrei, mie e frică, nu mai... Așa, ok. Bă, frate, mi-a șters cel mai popular videoclip. Nu vine să cred așa ceva, frate. Mi-a șters cel mai popular videoclip. A, mă, pe bune, frate. Deja mă ia. Nu, e nesimțire curată, frate. Am făcut eu și treaba asta că m-am costumat eu și așa, dar nu mai am ce să zic, mă. Măcar dați un like aici și niște comentarii la videoclip. Acesta poate devine ăsta cel mai popular videoclip, cine știe. Ar fi foarte, foarte bine. Dar hai să mergem acum foarte frumos. Mergem în partea asta și să vedem pe unde a plecat asta, frate. Pe unde? Doamne, iar a plecat, mă, s-a dus la acasă sau unde s-a... Uitați, ce face? Asta fără și bicicletă, mă, doamne, ce tot face, mă, Alice? Păi, da, mie mi se pare așa suspect, Alice, adică, nu știu, că de ce a tot lipsit ea atât de mult, mă, frate, nu înțeleg, mă, și ce face acolo, mă, unde sunt tu, ce, mă, asta? Hei, Alice, hei, Alice! Scuze, am niște... Ce, nu te aud, Alice, vine mai aproape, ce faci? Unde duci, ce faci? Treabă, rapid, am niște treabă. Păi și eu ce fac, Alice? Da, uitați, a și plecat, wow, ce treabă are Alice, pe bune, m-a lăsat așa, amanet, am rămas pe aici, pe stres, ce să și fac, practic, frate, adică nici dar să-l iei pe aici, nu știu, putea chiar, unde a fi dar să-l, unde a plecat, întrebarea mea, că, pe bune, adică mie nu mi-a zis absolut nimic și asta pare foarte, foarte suspect, bine, e bine totuși că nu mi-a zis, așa că am putut să mă costumez și toate astea, dar totuși aș vrea ca și Darusel să se întâlnească, practic, să vadă pe Alice că a venit acasă, în primul rând, și să îi facă cunoștință, practic, să vadă că, de fapt, Mara și cu Alice s-au cunoscut, dar vedem că, momentan, Alice are o părere ok, adică n-a comentat nimic, frate, nu știu, să vedem în continuare cum o să fie, cum o să vadă când o să fie Mara pe lângă Darusel, că o să vadă că petrece mai mult timp cu Darusel, chiar sunt curios cum o să fie fana nebună, adică Alice, dacă o să fie geloasă sau ceva, uitați-vă la ea, mă, ce facem asta? Bună, ce faci? Te-am așteptat aici, n-aveai o mașină roz, unde e mașina ta? Roșie. Roșie, pardon, da, tu roz așa îmbrăcată, da. Vreau să spun că e foarte frumos, dar să-mi simt, mașina aia portocalie, a cui e, n-ai zis că e a ta? Am luat niște burgeri de la, din frigider de acolo, de la vecin. Da, ce, să faci și tu, adică, da, păi să-mi simt, voi sunteți prieteni buni de te duci așa și cu trăbăi pe la ei prin casă? Da, ne înțelegem, ne vedem în fiecare zi, am și locuit, intru mereu peste ei, am locuit cu ei în casă, acolo. Păi, dar cum vă vedeți în fiecare zi? Că Darusel mi-a spus că voia să-mi facă prezentarea cu tine, să te văd, adică eu chiar aș fi vrut să te cunosc și Darusel mi-a spus că tu nu ești
acasă de foarte multe zile. Păi, dacă am avut niște treabă și da, n-am fost. Ah, ok, da, păi și, dar ce știi așa despre tare să spui și mie despre el niște chestii așa, că tu-l cunoști mai bine, nu? Adică dacă bănuiești, dacă sunteți vecini, tu-l cunoști mai bine. Știu să zic că e enervant și atât. Păi asta știe oricine, adică, pe bune, eu i-am zis că e foarte frate. Ei, unde duci? Alice, ce faci? Ce faci? Mă uit eu pe aici să văd, ok, avem. Apropo, mulțumesc pentru burger, chiar îți mulțumesc așa gratis, cât de bun sunt burgerii ăștia. Alice, altceva mai să-mi spui, adică eu am fost cu Darusel de foarte mult timp, m-am întâlnit așa cu el și eu am impresia că lui îi place de mine, adică nu îi place de mine, dar face prostii din asta, nu știu, am zis că suntem prieteni, dar nu știu, tu ce părere ai, cum se comportă el cu tine? Și cu mine făcea așa la început, dar după aia am început să fac și eu mai urât, mai urât. Ok, am înțeles, Alice. Păi și poți să-mi prezinti și mie casa, dacă eu n-am fost pe aici, dacă îți face plăcere. Da, hai. Ok, ok. Așa. Mulțumesc. Ia, mamă, cât de tare, dar făienca ține decorațiuni și de-astea de Crăciun? Da, dar eu nu le dau jos până în vară. Până în vară? Eu credeam că le țineți până la finalul iernii, adică până la final de februarie. Interesant. Adică, da, nu știu, adică sunt foarte frumoase decorațiunile. Apropo, uite, partea asta îmi place foarte mult la tine în casă și da, ce să mai zic, Alice? Ia, hai la mine. Păi da, suntem la tine. Așa, uite aici, da. A, cât de tare, îmi place și mie ăsta, chestii de fete, cum ar veni, stăm aici, ne machem, facem chestii frumoase, da. Dar, auzi, Alice, am și eu întrebare așa. Uite, aici e camera, da. Mamă, câte cadouri, de la cine ai primit cadourile astea? Tu ai vreun prieten, Alice, chiar tu ai prieten, vreun băiat? Eu, da, am. Ai, da, foarte tare, cât de tare, mă bucur pentru tine, dar, mame, îl cheamă Alex. Îl cheamă Alex? Da. Dar el mi-a spus de ceva pe nume cu David sau ceva de genul. Nu, n-am auzit de el. Ok, pe și, dar tu ai două calculatori, unul aici și unul jos, mai ales cum, ai tu atâția bani? Păi eu chiar am, gen, ia uite, așa. Mamă, cât de tare, da, foarte, foarte frumos, mai ales. Păi nu știu ce să zic, dar tu știi ceva de Darusel de nu-i acasă, că l-am căutat, l-am sunat și nu mi-a răspuns, nu știu unde o fi. Tu știi ceva despre el? Nu știu și nici, nu mă interesează. Ok, bă, Alice, îți mulțumesc, eu să mă duc acasă, dacă e, poate mai vin mâine pe aici, poate o fi și Darusel, să vadă și el că ne-am împrietenit, că ai venit și tu pe acasă și toate astea, adică el știe de tine că ai venit acasă? Nu, nu știe, dar nici nu trebuie să-i dau lui, să-i zic ce fac, intră peste el în casă, dacă e acolo bine, dacă nu, nu. Ok, pa, Alice, mi-a făcut plăcere să te cunosc, ce faci, mă, trebuie să-mi închizi ușile, pa, mi-a făcut plăcere să te cunosc. Pa. Ok, mi se pare foarte ciudat că Alice a zis că ne-a făcut plăcere să o cunosc. Am zis treaba asta de vreo 2-3 ore acum, ați văzut și voi și așa, dar am observat un factor foarte important care mi se pare foarte ciudat. Alice a zis că are un prieten pe nume Alex. Fraza este în felul următor, dar Sel și mie nu ne zice așa ceva, dar îi zice mare, care este fată, și mă întrebă cine o fi Alex, e întrebarea mea. Adică dacă stau să mă gândesc, frate, chiar pe bune, cine o fi Alex? Nu știu, scrieți-mi în comentarii ce credeți voi. Dacă păi și eu cum aș putea să mă mai costumez un David să mă trolez și toate chestiile astea? Bă, acum dacă stau să mă gândesc, stați puțin, cum mai fac eu chestia cu David să mă costumez un David, prietenul fake al lui Alice? Dacă Alice, în primul rând, vede asta, adică iubitul lui Alice, practic, dacă Alice a zis că are un băiat pe nume Alex, mie mi se pare foarte ciudat, dar ar fi o chestie foarte interesantă ca să vedem ce explicație să-i dea lui David, că dacă mă mai costumez un David, nu știu, scrieți-mi în comentarii dacă vreți să mă mai costumez un David, să vedem, să descoperim misterul față de Alice, practic, ce mister are Alice, ce vrea să ne ascundă și toate chestiile astea. De genul, în fine, hai să ne ducem acum acasă să ne costumăm, să sperăm că nu vine Darusel. Mergem repede acasă, ne costumăm înapoi și mâine revenim cu o nouă zi, să sperăm că vine Darusel acasă, că nu știu absolut deloc unde este Darusel. Și mâine poate o să vedem când o să fie și Alice și Darusel, să vedem ceea ce se întâmplă între noi toți, să vedem cum reacționează și Darusel, cum reacționează și Alice. Chiar sunt curios, pentru că până acum n-am fost toți trei, ceea ce e drept, și aș vrea să facem mult mai multe chestii. Scrieți-mi în comentarii ce farse aș vrea să le fac, ca și cum eu sunt mare, ei sunt Darusel și cu Alice, sau ce farsă vreți să-i fac doar lui Darusel sau lui Alice, nu știu, scrieți-mi acum în comentarii ce videoclipuri vreți să mai facem, ce idei vreți să mai facem, și da, am eu mai multe idei, dar vă las pe voi să scrieți acolo în comentarii. Acum ne schimbăm foarte frumos și ne băgă la somnic. Deja mi-e somn, frate, cred că mă pun așa direct în pat, dar n-ar fi o idee prea bună, dar da.
Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.